Prezenți la cea de-a șaptea ediție a Congresului Rom Transplant, care se desfășoară la Târgu Mureș, specialiștii din țară precizează că în acest domeniu există încă o serie de lipsuri. Dacă mă întrebați în primă instanță cam câți coordonatori ar trebui să fie, eu spune 12, pentru că sunt 12 unități acreditate de unde se pot face prelevări și fiecare din aceste unități de terapie intensivă ar trebui să aibă câte un coordonator de transplant. Numărul de asistente este foarte mic. Pregătirea acestora trebuie să fie foarte înaltă, concomitent cu alte activități complexe, cum este chirurgia cardiacă a sugarului și copilului mic, ne lasă foarte puține rezerve pentru o activitate în plenitudinea forțelor. Deși numărul donatorilor din țara noastră a crescut în ultimii ani, România se află mult sub media europeană, care este de 14 donatori la 1 milion de locuitori. Sunt foarte multe inconveniente care, în practică, s-ar putea să ducă nu la o creștere, ci la o scădere a numărului de donatori. Modul în care se distribuie aceste carduri, explicitarea lor, faptul că acolo nu e vorba de un simplu da sau nu. Cu siguranță că și activitatea de transplant de organe își va găsi în aceste sedii o posibilitate de dezvoltare care trebuie să fie finanțată adecvat. Și această finanțare o văd eu prin asigurările private. La Congresul Rom Transplant de la Târgu Mureș, specialiștii din toată țara au prezentat lucrări din domeniul transplantului de rinichi, ficat, cord și țesut.